bune sunt Mia. După cum bine știți, task-ul de cuvinte a fost câștigat de cuplu. Perne și Sabrina. Sabrina n-a fost deloc încântată, mai ales de premiu, ca să petreacă o noapte împreună. A și zis către Simona, Aidena. A și remarcat asta. După cum, bine, nimeni nu știe ce au făcut, n-au avut camere, n-au avut nimica, dar a doua zi, ea stătea plictisită pe canapea, cu spatele de el, bineînțeles, asta e stilul ei, și el nu făcea decât să vorbească, să vorbească, să vorbească, reproșuri și jigniri. Așa știe el să vorbească, o zăpăcit-o. Deja nu mai are ce să-i mai facă decât să râdă, chiar că a ajuns de râs. Toată lumea râde de el, nu doar cei din concurs, toată lumea, spectatorii, toți râd de el, chiar și eu. Toate că l-am plăcut la început. Nu mai plac. Nu mai plac, de ce să plac? E cățeluș. Cățeluș. A ajuns cățelușul să prindă. Nu-mi plac cățelușii. El nu realizează. Sau realizează, dar n-are ce să facă. Speră la premiu, ca toți ceilalți. Asta e. Premiu. Și e la fel. Ea de asta îl tolerează tot, că speră și la premiu. Da, 40.000 de euro nu sunt bani de aruncat. Așa că fiecare speră la premiu și se suportă unii pe alții, pentru că nici care nu se potrivesc. Patru cupluri nu se potrivesc. Nu. Doar cu gândul la premiu. Să suporte. Că vorbeam de potrivire și de premiu, Alina și Valentin. Normal că s-au certat. Ea era în bucătărie cu Iana. Ele sunt din Republica Moldova. Sigur că trebuie să fie prietene. Sigur că se înțeleg bine. Și ce au vorbit? Au vorbit de relații. Nu poate el. Nu poate. Se interzică să vorbească cu Iana. Nu-i stăpânul ei. E logodnic. Și se ținea după ea. Că să discutăm. Atâta știe. E foarte obositor, foarte plictisitor, vorbește prea mult. Abia îl suport eu când îl văd pe Antena Play. Cum îl suportă fata aia? Că de asta vrea și ea să iese pe terasă, unde vrea să șadă pe o canapea, să se gândească. Cum a și spus. Nu poate nici asta. Nu poate pentru că se ține după ea. Că hai să vorbim, ca să vorbim, ce să mai vorbească? Ce să mai, nu mai văd niciun subiect de discuție. Dar îi place lui să o toace la cap în continuu. Să nu vorbească cu... Ea era în bucătărie, pregăteau ceva de mâncare, cred că... Și ele discutau cu totul altceva. Ele ar trebui să discute, dar nu-i voie. În rusă. Eu vorbeam în greacă cu una din fete, care știa. Vorbeam. Bine, nu tot timpul, dar vorbeam destul. Și nu-mi păsa dacă ziceau să nu vorbesc. Dar este un om îngrozitor. E de piselog. Am văzut și pe Facebook. Toată lumea zice, fugi, Alino, cât mai poți. Așa că, mai bine, da, bine, înțeles, nu poate să despartă, nu poate, trebuie să șadă să vadă dacă câștigă premiul. Și căsătoria din, în direct care se face, aia nu e reală. Actele adevărate se semnează mai târziu, nu atunci în direct. Dacă vede când au câștigat, să nu mai semneze actele, să scape de el. Până s-a dus și la Iana afară, cum era cu... Era pe balansoarul acela cu Andrei, s-a dus și la Iana să-i spună să nu mai vorbească cu Alina despre el. Dar cine e el? Vreo vedetă? Vreo personalitate? De ce să nu vorbească? Nu pot să-i interzice așa ceva. Și vei ce că iubește. Care iubire? Cum am mai spus, nu se vede iubirea la niciun cuplu. Am văzut că și Sese cu Giovanna și au tot pe tema asta. Să prefac de mult timp. Oricât ar fi de buni actorii, deja sunt obosit, se vede pe fețele lor, se vede foarte bine. Sunt obosit să se mai prefacă, că de asta atâtea certuri și de asta atâtea neînțelegeri. Nu se potrivește nici care. Care crede că cuplul Sese și Giovanna sunt potriviți, că se iubesc, că se vede, că transmit. Toți au câte un interes, în primul rând premiul. Iar la Andrei și Iana, ea are mare interes să se căsătorească. Chiar dacă nu câștigă premiul, ea are interes, ea are de câștigat. Ia. El decât atras de ea. Toți sunt atrași, dar unii dintre ei nici atracție nu mai e între ei. Vezi Leo. Nici atunci când Anda era cu
inelul pe deget foarte fericită și nu se mai oprea din zâmbete și de râsete. El stătea cu față. Păi, serios, că e șocat. Normal că e șocat săracul. Dar nu comandă el, comandă mama lui, ea face și desface, ea face tot. El e băiatul mamei care trebuie să tacă și să facă, să execute. Am văzut pe Aron al nostru, mi-era și dor de el, a fost printre preferații mei. A venit la capricii să o certe pe Larisa că a vorbit urât cu bunica lui. Foarte bine. Foarte bine i-a făcut. De acord cu el. Nu am fost eu de acord în toate, mai ales în relația, începutul de relație cu Elena, că i-a cerut niște lucruri care i-a avut, așa. Dar, și nu numai Larisa, și Giovanna și mai multe, Alina, vorbesc foarte urât cu mamele. Cum să le zică tu? Adică tu dacă ai 26 de ani, sau cât are Larisa, 26 de ani, cât o avea? Și femeia asta e în vârstă, are 64 de ani. Cât e de la 26 la 64? Cum să-i vorbești cu tu? Cum să strigi la ea? Cum să zici așa ceva? Nu înțeleg. Nu înțeleg tineretul ăsta din ziua de azi. Mă, nu tot tineretul, sunt și tineri cu foarte bun simț. Eu am călătorit în câteva țări și am văzut. Am văzut foarte, foarte bine educați. Am fost în Elveția ultima oară, foarte bine. Chiar și aici, chiar și aici. Aici, în Rodos. N-am văzut așa ceva. Vorbesc mamelor, unele fete, ca și cum ar fi de seama lor. Mai ales bunicii. Cum a spus și Simona Barca, are o vârstă. Dacă nu vrei să respecti altceva, respectă vârsta. Pentru că o să ajungi și tu la această vârstă și nu o să-ți placă că o fată să-ți vorbească așa urât. Am văzut că s-a luat de Sabrina, se ținea cu gura, nu Sabrina, Larisa. Se ținea, Tolencurc, scuze. Tolencurc, au niște nume, de eu n-am mai auzit de numele astea. Pentru mine sunt niște nume mai deosebite. Bun, Larisa vorbea din Spania. Am văzut că are o gură foarte mare, să vorbea cu Aron, n-avea treabă. Și fiind de vină. Apoi Aron s-a luat și de Dana, că e interzis să vorbească cu Elena. Nu poți să interzici. La ea acasă, dacă ar fi, de acolo unde pun eu fi, nu știu exact de unde e Dana, poți să interzici familiei tale orice vrei, dacă îți permite. Dar cum să interzici bunicii, Elena, să vorbească Elena, că sunt două Elene. Bun Elena și Elena fata. Cum se interzice? Aron a văzut la televizor și nu i-a plăcut că de asta a venit. Să le pune la punct. Cât a reușit? Nu se știe. Cam atât pentru azi. Vă rog să vă abonați la canalul meu, să apăsați clopoțelul, ding-dong, să dați like și share. La revedere!